Salutare! Suntem în primăvară și astăzi vom picta o crenguță de pom înflorit. Pentru pictura aceasta avem nevoie de acuarele, pensule, recipient pentru apă, cu apă. Deci, să începem! La început vom însemna crenguța și florile. Luăm culoarea roz deschis, care nu are roz, poate amesteca roșu cu alb puțin pe paletă. Desenăm o linie întreruptă cu pensula pe foaie. Apoi desenăm floricele. Floricelele vor avea câte 5 petale. Nu contează dacă petalele nu sunt toate la fel. Unele flori se văd dintr-o parte. În afară de flori, mai desenăm și muguraș. Muguraș așa, simplu. Când desenați, trebuie așa, simplu, cu pensula, de parcă ne jucăm. Nu ținem pensula la mână strâns. Ne simțim liniștit și bine. Compunem așa cât mai multe floricele, muguraș. Deci am însemnat desenul care va fi. Acum luăm pensula mare. Deci vom picta fondalul sau fonul. În așa fel să nu trecem peste flori. Putem trece peste linia aceasta întreruptă, dar peste flori nu trecem. Dacă se amestecă puțin, nu e nimic rău în asta. Dar din contra, e bine, se formează nuanțe noi. Punem și puțin galben. Așa.
Dacă vedem că trecerea între pete, iată, de exemplu aici, se vede tare. Putem mai adăuga o culoare să fie mai lină. Dacă se întâmplă că este multă apă pe suprafața foii, o strângem. Deci scurgem pensula și o strângem să nu rămână multă apă pe suprafață. Așa. Deci am pictat fundalul. Acum iau pensula subțire. Voi picta mijlocul florilor cu galben. Apoi voi lua cafeniu. Și voi desena crenguța. Amestecăm cu negru cafeniu, pentru a obține nuanțe mai întunecate. La început voi face crenguța. Aceasta lungă, așa, care am desenat-o la început cu roz. Și apoi voi uni toate florile de această crenguță prin crenguțe subțiri. Luăm violet, însă cu multă apă. Și pictăm puțin marginile florilor. Unde și unde. Am amestecat
roz cu violet pentru a primi o nuanță nouă. Dacă unele petale nu ne place forma, putem să le mai desenăm așa, să corectăm forma puțin. Experimentăm cu culorile mai deschis, mai întunecat, mai roz, mai spre violet, mai spre roșu. Ar putea fi chiar roșu undeva. Mugurașii care sunt închiși, ei în natură sunt mai întunecați decât florile care s-au desfăcut deja. Adăugăm oranj puțin. Verde, se poate chiar undeva. Galben. Am desenat și frunze mici. De un verde galbui. Cine nu are verde galbui, amestecă verde plus galben.
Pentru accent putem folosi albastru întunecat. Violeta.